Domnul Jindrovel Dumitra este, hai să zic așa, pentru că oricum pe prezentarea de pe canalul nostru de YouTube, Radio România Oltenia Craiova, va scrie totul, o să zic cu vorbele mele nepricepute, dar sunt sigur că măcar dar asta... prietenoasă. Categoric, da. Nu, apropiat, dar respectos, cum era radio public. E tatăl medicilor de familie din România și dumnealui... acceptă sau nu această titulatură, eu oricum nu o să o mai folosesc până la sfârșit. Tot ce vrem să știm despre un medic de familie în calitatea noastră de pacient, aflăm de la dumneavoastră, sigur că nu azi, nu în 50 de minute, ăsta e și modalitatea mea de a vă împiedica să refuzați o eventuală altă invitație. Bun, și am zis că vorbim așa. Drepturi și obligații. Da, știți cum sunt oamenii? Se zice că după obligații punem punct, după drepturi două puncte. Drepturi și obligații de o parte și de cealaltă. De ce intrăm noi în acest proiect care se numește Povestea lui Halat Alb? Pentru că poate ar fi, sau așa am considerat noi cele două instituții, Radio Public și Universitatea de Medicină și Farmacie, poate ar fi cazul să avem informații de la nivel foarte înalt, despre aproape toate domeniile. Și noi doi ne zâmbeam în reciprocitate, așa și în complicitate în birou, vorbind despre celebrul dialog de acasă cu nevasta fiecare. Mă, băiete, tu ești cam palid. Noi avea cancer, după care toată lumea uită că mai un Siri, mai un telefon te aude, mai o căutare vocală și când deschizi telefonul, da, că ești palid, ai cancer. Bun, până acolo. Drepturi și obligații de fiecare parte. Drepturile și obligațiile medicului de familie, drepturile și obligațiile pacientului. Acum, din poziția de pacient și fiind marcat de faptul că ești bolnav, nu poți să fii corect, nu ești subiectiv. Sigur că ți se pare că ai toate drepturile din lume și e normal. Asta ține de componenta umană și că meriți foarte multă atenție individuală. Ce trebuie să facă înainte de orice, nu vorbim despre sistemul de cardă de sănătate, că nu mai vorbim niciodată nimic, și până la urmă e ceva tehnic și asta ar trebui să înțeleagă pacienții, că se mai și strică, sunt niște obiecte. Bun, ideea e să nu se strice de 3 ori pe zi. Ce trebuie să facă un pacient, ce-i poate cere un pacient medicului de familie și ce are dreptul să-i dea ca și obligația medicului de familie? Ia! Mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru că mă puneți la încercare, pentru că mi-a spus câteva întrebări cât se poate de delicate între ghilimele, dar în același timp destul de dificil de a avea un răspuns tranșant. De ce? Pentru că de fiecare dată, să zicem adevărul, dar de fapt nu adevărul, cât mai ales așteptările fiecăruia dintre noi și a dumneavoastră ca pacient și al mele ca medic se află undeva la mijloc, fix aici unde punem acest pahar. Acolo unde mai intervine și Dumnezeu. Nu neapărat Dumnezeu. Dumnezeu până la el și în spatele fiecăruia dintre noi. Dar între noi doi, între medic și pacient, se află foarte multă știință, pe de-o parte. Iar pe de altă parte se află atunci, dacă e cu știință, e mai mult în partea asta. Păi nu, tocmai asta am încercat să explic acum, că acest pahar, după cum vedeți, are două părți. O parte plină și o parte goală. Fiecare poate să vadă pe oricare dintre ele. Și de fiecare dată și medicul, dar și pacientul, s-ar putea ca să aducă o replică. Vedeți că paharul dumneavoastră este pe un sfert gol sau pe trei sferturi plin. Păi, știți cum e, de la pacient să vede că jumătatea lui e mai mare? Chit că e tot o jumătate. Chit că este o jumătate, așa este. Da, aveți perfectă dreptate și eu vă felicit în primul rând pentru că ați generat această discuție, pentru că este, să zicem, baza alfabetizării, între ghilimele, a ceea ce înseamnă relația medic-pacient. Și am să vă mai spun încă un lucru. În urmă cu câțiva ani am participat la o altă emisiune, la domnul Ștefănescu, era vorba de garanția 100%, în care mi-a plăcut foarte mult modul în care a pus problema. Relația medic-pacient ca și cultura. Cred că dialogul pe care ar trebui să-l purtăm în spațiu public și astfel încât oamenii să-l înțeleagă este referitor la cultură. Cultura pe care o avem moștenită din familie, să zicem. Adică la educație. Educație. Pentru la fiecare podcast spun asta. Toate lucrurile se întorc până la educație. Absolut. Dar nenorocirea este că românii consideră că au și o educație medicală. Toți. Problema este vis-a-vis de așteptări. Cu toții ne percepem la fotbal. Păi cu nu, toții acum cam la toate. Ne percepem și la medicină. După cum vedeți, cum ați spus, întrebăm pe Siri sau pe oricine altcineva cam care este răspunsul la fiecare întrebare. Eu mi-aduc aminte când eram... Sus, în continuare, cu scuzele derivate, așa sigur. Că vorbesc mult, o să vă tot întrerup, aia toată lumea s-a obișnuit cu mine. Țin steagul sus și spun de fiecare dată, dom'le, toată lumea
merge pe nebunia asta. Suntem atât de diferiți, suntem o miliardă de oameni, nu seamănă unul cu altul și așa mai departe. Ok, asta înseamnă că în medicină nu pot să existe precedente. Sunt niște precedente de ordin general. Toată lumea strănută, voi luați și voi o aspirină. Dar fiecare are un mod de viață total diferit de celuilalt. Așadar și tratamentul în sine presupune cunoașterea amănunțită, fiindcă dacă ai un istoric care nu neapărat trebuie să se bazeze pe niște boli, că toată lumea zice, bă, mă duc la doctor, nu, la fel de important și dacă ești perfect sănătos. Unii fumează, alții fac sport, unii mănâncă numai verdețuri, alții mănâncă numai carne de porc. Asta înseamnă că trebuie să te gândești la fiecare parte. Punctul pe ei. Medicina nu se referă doar la boli, se referă și la păstrarea sănătății și asta contează foarte mult. Medicina pe care noi învățăm în facultate în acest moment, sau am învățat-o și învățăm și pe alții, are această componentă. Cam asta vreau eu să facem aici, să ne facem o educație nouă pacienților în măsura în care putem, astfel încât nici să încărcăm la nebunie sistemul, dar nici să stăm acasă cum făceau ei bătrâni, punem o frunză de varză, mai bem un ceai de mentă. Dom'le, una peste alta. Și asta, de asta vin toți specialiștii Universității de Medicină și Farmacie pe toate domeniile pe care le putem acoperi, pentru că este imposibil ca un medic de familie să nu-ți identifice un anume tip de comportament patologic, dacă pot să zic sau așa. Sau niște riscuri. Sau niște riscuri, pentru exact. Că eu am un diabet pe care l-am descoperit acum 2 ani. Și mi s-a spus clar, dumneata decizi dacă trăiești cu el sau nu. Dar nu trăiește un gras cu un diabet. Adică un supraponderal nu poate să meargă în ideea asta. Un tip care are tensiunea 17 cu nu știu cât. Nu, toată lumea ce o am de la diabet. Păi lăsa diabetul. O ai de undeva. Le spun de fiecare dată studenților că noi pe parcursul vieții avem un drum lung pe care îl facem de la momentul în care ne naștem. De fapt, înainte de a ne naște, din momentul în care suntem creați. Până în momentul în care ajungem acolo unde ajunge toată omenirea. În acest drum lung avem atât de multe interferențe, pe de-o parte, cu ceea ce am primit noi ca și zestră genetică, și asta nu putem influența niciodată, pe de altă parte, cu factorii de mediu și mai ales ceea ce ne influențează pe noi, inclusiv educația despre care vorbeam puțin mai devreme. Clar! Toate acestea vor determina la un moment dat comportamente. Fie că vorbim de un comportament alimentar, fie că vom vorbi de un comportament sedentar, dacă ne referim la activitatea fizică, sau poate că un comportament prea intelectual, și asta este da. Și asta este o mare problemă. Nu credeți în exemplu aceea, eu le știu pe toate, exact. N-am nevoie ce să mai întreb. Una peste alta, suntem obișnuiți ca să lucrăm cu percepții. Și mă întorc la ce spuneați dumneavoastră, în momentul în care pentru prima oară citești o boală, studentul la medicină are o mare cruce pe care trebuie să o ducă, să treacă prin toate bolile pe care le avem desenate în tratate. În momentul în care veți ulcerul gastric, păi și eu am ulcerul gastric. În momentul în care înveți, să zicem, cancerul pulmonar, măi, s-ar putea să am cancerul pulmonar. Sunt întrebări pe care le pun studenții la medicină, deoarece citesc pentru prima oară boală. Da, acum nici simptomatologia nu e foarte evidentă și foarte diferențiată așa cum ar vrea oamenii. Specifică, hai da, să spunem specifică. Nu, să cauți un simptom. Da, să te duci acolo și și după aceea să spune, simptomul ăsta. Am ceva la rinichi. Exact. Deci, ar fi, medicina, dați seama cât de puțin medici ar fi. Știi că ar fi lucrurile foarte simple. Medicina în sine presupune mai mult decât atât. Presupune că în momentul în care ai început să înveți bazele, să înveți anatomia, biologia celulară, genetica, microbiologia mai departe, să vezi cum funcționează, cum apar acele modificări în caz de boală și e fiziopatologia, morfopatologia și mai departe. După care te duci pe semne și simptome și începi să înveți cam pe unde se află fiecare. Într-un final treci pe boli interne, chirurgie și înveți bolile și ajungi la medicina de familie și mă bucur foarte mult că ați început cu mine pentru că la medicina de familie se întâmplă un lucru extraordinar. Tot ce ai învățat până atunci trebuie coagulat și înțeles într-un context care privește individul, într-un context care privește societatea, familia în care este plasat și într-un context cultural. Nu purtăm discuția asta mai departe dacă mă suspectați de prea multă inteligență, că meritul că ați venit noastră primul e al echipei de la Universitatea de Medicină și Farmacie, Dan Ghionea, Carmen Noancea, Xenia Negrea, noi am avut o întâlnire și eu le-am spus și ce vreau. Și le-am spus, aș vrea să vedem omul de sus până jos, exact. În toate presupusele lui, prevenirea ale bolii. Pentru că toată lumea se duce și va fi poi mâine aici Mike Schenker.
Și ați văzut cu ce reacție are pacientul? Bă, am fost la Schenker, n-a avut să-i facă lui tata, bă, ce a murit în 6 luni de zile. Păi, bă, mâncă vă șuchie. Ca să n-ajungi la am Mike Schenker, trebuie să faci câteva lucruri mult înainte și o să vedeți că Mike despre asta vă va vorbi. Acum 30 de ani am scris o chestie fantastică aici la Radio Fandu, nu că mi se pare mie că am scris eu, ci a avut un succes deosebit. Eu cunoșteam în vacanță la țară, era o localitate de lângă Motru din Gorj. Asta însemnând acum 50 de ani. Acum 50 de ani nici cu asfaltul, nici cu curentul să stătea bine. Și oamenii sunt bolnăvea câte unul, nu știa nimeni de ce, că înainte lumea nu era așa de deșteaptă, de rafinată din punctul ăsta de vedere. Și se ducea acolo la dispensar, la Horăști. Bă, ce? Nu-l mai duceți la Horăști. Păi de ce, mă? Bă, nu e bun doctorul ăsta. Și bă, dar unde să-l ducem? Și să-l bă, la Motru, ce dracu, că sunt 5 km, nu duce și pe el până la Motru. Dom'le, ai de la Horăști să-l ducea la Motru. Ai de la Motru să-l ducea la Târgu Jiu, ai de la Târgu Jiu veneau la Craiova, de la Craiova la București, ai de la București să-l ducea la Cluj, ai de la Cluj la Viena. Dar de fapt fiecare se ducea. Sau să duceau la Craiova. Da. De fapt fiecare se ducea până ajungea la doctorul care, potrivit, care îți spunea cam ce vrei tu să auzi. Ceea ce e o mare tâmpenie. Da, asta este o problemă pe care o întâmpinăm frecvent în practica noastră atunci când pacientul se supără că nu-i spui ceea ce vrea să audă. Exact, da. Și un exemplu cât se poate de elocvent este acum ce se întâmplă vis-a-vis de antibiotice, de ordinul cu consumul de antibiotice. Ia cata, ați avut o greșeală sugestivă. Ideea este că ne aflăm în acest moment într-un moment destul de delicat în care trebuie să luăm decizii radicale, iar ordinul ăsta este, face referință la așa ceva. Însă, uitați-vă la reacția românească. Bă, nu ne mai lasă să luăm și noi un alcocalmin. Bă, frate, nu e normal. Este o reacție, să zicem, nu face fundamentală. Nu neapărat că nu face parte, face parte și din educație. Este începutul unei educații. Este la bază. Da. De aici, de pe această așa reacție, vom merge mai departe cu zona de educație. Iar zona de medicină, în general, este acea zonă în care noi încercăm ca individul în care să lășluim la un moment dat cu o anumită percepție să poată să aibă o viață cât mai lungă și acea viață să aibă o calitate a vieții. Ori, această calitate a vieții sunt elemente care uneori ne scapă inclusiv nouă medicilor, dar și noastră pacienților. Pune una peste alta, nimeni nu te pune, că știți că toată lumea zice, bun, și eu ce să fac? Dom'le, nu mai fă. Bă, te duci la ei una, două, nu mai fuma. Păi bun, da. Și ce vrei să faci? Iau să nu înjoc o bucăță de carne de porc de Crăciun. Ei. Nu ce nimeni să nu mănânce o bucată de carne de porc de Crăciun. Să știți că am o replică la momentul ăsta. Cea mai frecventă situație o am la pacienții care au anumite boli cardiovasculare, în special hipertensiune, care își ia tratamentul cu regularitate și la un moment dat vine înainte sărbători de Crăciun sau de Paște, aș vrea să beau și un par de vin. Dacă întrerup tratamentul, cât timp o să întrerup? Ba, din potrivă, ar trebui la cu atât mai mult. Eu îi spun următorul lucru. E o greșeală că vrei să bei un par de vin, dar o greșeală și mai mare dacă întrerup tratamentul. Nu o să pot să-i spun niciodată că trebuie să-și ia medicamentele cu vin. Pentru că se va duce după aceea și va spune am fost la doctorul respectiv și mi-a zis ca să-mi iau medicamentele cu un par de vin. În urmă cu niște ani s-a făcut o viză medicală acela și mi-a ieșit mie o tensiune absolut normală pentru o persoană competentă. 17 cu 11 sau, și așa mai departe. Și tot felul de neajunsuri de astea care nu sunt deloc primare. Oamenii mai au și darul ăsta și eu l-am prins la mine în casă. Când i-a spus lui mama, uite, mă, am fost și la vizită medicală, mi-a ieșit 17 cu 11, bă, eu așa am avut toată viața, asta nu înseamnă că eu trăiesc. La fel de bine, tu s-ar putea să te descurci cu ea. Este o poveste care circulă sau un mit în această perioadă, cum că, domne, ca să înghițim medicamente, iacătă, uităm de unde am plecat. În ce sens? Acum 20 de ani, 30 de ani, chiar mai mult, se considera ca tensiune normală, tensiunea pe care o ai la sistolic, adică valoarea cea mai mare, 10 plus decada a vârstei. De exemplu, dacă aveți 50 de ani, era normal să ai 10 plus 5, 15 valoarea tensiunii. Dacă ai 70 de ani, era normal să ai 17. În realitate, ca urmare a observațiilor pe termen lung, și aici au fost mai multe studii, în special în Statele Americii, e vorba de studiul Framingham, care s-a desfășurat pe generații, am constatat că cei care au tensiunea sub 14 trăiesc mai mult decât cei care au 17, adică normal. Cum automat am scăzut. Și în acel moment am început să ne uităm la cei care le creștea tensiunea până la 17 să le spunem, dacă vrei să trăiești mai mult, du-o un pic mai jos la 14,
poate chiar la 13, ba chiar la pacienții cu diabet zaharate social la 12. Iată niște ținte pe care le-am câștigat datorită observației, datorită elementelor care vin din știință. Păi nu, așa. Și care n-au niciun fel de legătură cu și mă duc la medicul povestea de-a. Care se spune în acest moment. Dom'le, ia cu tare, cu tare. Celebrele alea, că nici, acum nici nu mai poți să zici nici de o aspirină și că te suspectează tot numai că faci publicitate. Trebuie neapărat să vă spun un banc fenomenal, dar după ce termin cu asta, care e legat de medici și de instalatori, apropo de cum se văd lucrurile din ambele părți. Să nu credeți că iau lucrurile în râs. Îl spun ca manieră de a vedea și cum gândesc medicii, că orice și pacienții da. Cu problemele lor care nu sunt de sănătate, că mulți, știți cum e, de foarte multe ori auzi medicii, bă, m-a nebunit ăla, bă, dă la telefoane, bă, cu... Păi și ăsta nu sunt care ceva. Da, absolut. Depinde ce. Ok, bă, nu e răcit. Orice are e o problemă. Dacă o ține, bă, fii ipohondru, fii cu tare, hai să-l băgăm și pe ăsta într-o chestie. Bun. Ce făceam în vreme? Beam și vreo 5-6 cândeștea de cafea pe zi. Cum se face? Fumam 3 pachete de țigări super lung, că să te saturi ca român, mai beam și niște bere. Și când am ieșit afară de acolo, am spus, nevestimii, mă, fătă, tu, nu te purta măcar tu ca și cum nu mai cunoaște. Nu crezi tu că poate ar fi ok să mai schimbăm un pic modul meu de viață? Adică, până la urmă, eu nu pot să... Dacă eu iau aceste medicamente, le iau ca să favorizez infracțiunea în continuare față de mine. Da? Deci eu aceste medicamente care mă țin așa sub un control ca eu să fumez în continuare 3 pachete de țigări, să beau 5-6 gând de cafea, să, ceea ce nu înseamnă neapărat că țiese. Ați spus iarăși încă un element foarte important, că uneori avem tendința de a ne păstra aceleași obiceiuri, pentru că schimbarea e foarte dificilă, să știți. În momentul în care spune un medic nu mai fuma, nu mai consuma alcool sau încearcă să slăbești, în acel moment am dus pacientul respectiv într-o dramă. Pentru că știe, da, nimeni nu știe se deranjează care... în sensul de a scăpa. Cineva să face un bine. Aici e nenorocirea. Diferențierea de binelui de rău. Aici este un element pe care trebuie neapărat noi să-l judecăm. Vedeți, nu există alb și negru. Întotdeauna există nuanțe de gri. La mijloc. Griul e soluția. Pentru fiecare dintre pacient trebuie ca doza de comunicare pe care o folosești și modul în care folosești cuvintele să fie cât se poate de adaptat la ținta pe care ți-o propui. Ok, pentru dumneavoastră mi-aș propune în acest moment ca tensiunea să se mențină la valoare de 12, pentru că ați spus că aveți diabet, mi-aș propune ca hemoglobina glicozilată să o aveți cel puțin sub 7 pentru foarte multă vreme de aici înainte și mi-aș mai propune cel puțin în acest moment să aveți o întâlnire cu mine, poate o dată la 3 luni, dacă nu se poate o întâlnire lunară. Credeți că sunt niște ținte nerealiste? Și nevastă mea știți ce zice acum când vede podcastul? Păi da, eu sunt bărbat, nu sunt... Soția noastră. Știți ce zice, nu? Ia uzi, adică să te duci să-ți faci analizele. Nu. Asta este o mare greșeală, mare eroare pe care o vedem în acest moment... O vedem în acest moment, să zicem, promovată pe toate canalele media. Inclusiv o reclamă spune, du-te la medicul de familie ca să-ți iei un bilet de trimitere pentru a-ți face o anumită analiză. Nu. Ca să poți să ai un examen corect, profilactic, înainte de a-ți face analizele pe care, care sunt indicate pentru vârsta dumneavoastră, trebuie să ai un examen clinic general împreună cu o anamneză din partea medicului de familie. Medicul de familie vă cunoaște istoricul. În română. În română înseamnă să faci o vizită la medicul de familie, dar nu o vizită în care să ceri un bilet de trimitere, o vizită în care să stai de vorbă cu medicul de familie. Dacă iar medicul, bineînțeles. Aia, da. Iar medicul de familie în această discuție, chiar dacă este o discuție, să zicem, necolocvială, între ghilimele, adică o putem purta inclusiv cu, să zicem, elemente de fotbal, că tot am discutat despre treaba asta. Da, bă, dacă tu veni la ziua noastră, hai să vorbim și despre exact. Treaba asta. Bineînțeles, sunt în limite rezonabile. În acel moment încearcă să desprindă în cadrul discuției cu dumneavoastră câteva elemente în ceea ce vește factorii de risc pe care trebuie să-i abordăm, câteva elemente care se referă la statusul dumneavoastră actual privind sănătatea și mai departe să știe câte ce vă îndrumă. Pentru că în funcție de vârstă, indicațiile sunt diferite. Dacă e să stabilim un procent, cât din sănătate e la noi și cât la doctori? Vă referiți la... Uite, atâta depinde de mine, atâta depinde de doctor. Nu-s bolnav. 50-50. Nu prea e bine. Vă supărați? Nu, convine, nu convine. Întotdeauna este un parteneriat. Este un parteneriat pe care fiecare dintre noi îl ducem la un moment dat la anumite niveluri. Eu am pacienți care se prezintă lunar pentru medicamentele pe care trebuie să le ia sau pentru diverse alte aspecte, inclusiv aspecte profilactice.
Am și pacienți pe care nu i-am mai văzut de câțiva ani. În momentul în care, să zicem, pacientul respectiv vine la mine pentru cel pe care nu l-am văzut de câțiva ani. Am avut săptămâna asta un astfel de exemplu. A venit la mine pentru o adeverință de angajare. Dar cum faceți pletoric? Ce spune treaba asta în românește? Cum faceți roșu? Zic ok, pentru ce vă trebuie adeverința? Pentru că vreau să mă angajez acum la o firmă de făcut panouri fotovoltaice, că se practică foarte mult acum. Zic perfect, zic Laura, te rog, mergi și iei o tensiune domnului, pentru că eu între timp fac adeverința. Am, să zicem, fructificat faptul că omul respectiv se prezentase la mine pentru ceva anume, astfel încât să pot să iau o decizie corectă pentru pacientul respectiv. De ce? Adeverința respectivă e un lucru banal. M-am dus la doctorul doar pentru adeverință. Mă duc, dar sunt expus la niște riscuri. În momentul în care... Exact. În momentul în care... Poate să le montez, stau în soare. Eu a trebuit să identific să zicem, considerentele vârstei pe care dumneavoastră le are, să văd după aceea factori de risc, astfel încât să trag niște concluzii corecte în ceea ce privește starea de sănătate a dumnealui și mai ales a riscurilor pe care le va avea în, la viitorul loc de muncă. Sigur că asta este mai mult treaba medicului de medicină a muncii. Pentru că cu această adeverință va merge acolo. Dar dacă descoperam o hipertensiune, întâmplător acel faces era unul constituțional. Însă dacă descoperam o hipertensiune în acel moment, pacientul meu trebuia să intre într-un program, între ghilimele, noi îi spunem program, pentru el n-ar fi fost decât niște sfaturi, în care trebuia să identific, în primul rând, de care hipertensiune este, care este afectarea organelor țintă. După aceea să vedem cam cum am putea să identificăm care este cea mai bună soluție, cea terapeutică, atunci și când vorbim de cea terapeutică, ne gândim și la modificarea stilului de viață. Nu doar la medicamentele pe care le înghiți. Ok, în momentul în care... Astăzi am avut o pacientă care avea la mine cu un colesterol de 197. Limita pe bulletin de analiză era 190 și era foarte speriată. Pacienta avea 29 de ani. Însă celelalte fracțiuni ale colesterolului erau limite normale, cu un HDL mare și cu un LDL normal. Adică inclusiv colesterolul asta rău. E o mare problemă, că românii și primesc analize, nu știu de ce le primim. Ei, pentru că se duc... Okay. Vedeți că există o parte... Ele trebuie să meargă la cineva care știe să le citească. Există o parte a medicinei care se face în acest moment, din păcate o spun cât se poate deschis, la nivel comercial. Iar noi suntem învățați, suntem educați, dacă vă uitați acum la toate reclamele pe care le avem la televizor, suntem educați ca să fim consumatori. Consumator de orice. N-am zis bine, dar oricum. Consumator de orice, inclusiv de servicii medicale. Recent am respins o inițiativă depusă la nivelul Colegiului Medicilor din România, a sosit pentru a ne exprima un punct de vedere în ceea ce privește înființarea unor așa zise cabinete care să interpreteze analizele pacienților. Cu alte cuvinte, ca pacient te duci, îți faci niște analize, de cele mai multe ori pacientul vreau să le fac pe toate ca să văd ce am, pentru că are o percepție că în analize va găsi un răspuns pentru tot ce se poate întâmpla, după care iacătă era potrivit ca cineva să spună doar că analiza cutare este așa, așa. Niciodată un buletin de analize nu se interpretează doar buletinul ca atare, el trebuie interpretat în context clinic. E negru, e roșu, este în cazul unui bărbat care are, deci trebuie să sunt elemente care trebuie cunoscute și care trebuie la un moment dat ele integrate cu starea generală pe care o are. De ce spun treaba asta? Pentru că eu pot să găsesc, iată, femeia despre care vorbeam avea 29 de ani, un indice de masă corporală de 25, adică perfect pentru mine, acea valoare a colesterolului nu însemna absolut nimic și am spus că singurul lucru pe care poate să-l facă este să crească nivelul de efort fizic. Era singurul lucru. Pacienta a venit la mine să caute un medicament, pentru că era o bulină neagră pe un buletin de analize. Bun. Medicul de familie... Acum nu te înțelegi nici că nu te duci ca la cârciumă, că foarte mulți înțeleg și asta. Sigur. Bă, ți-am pus 30 de lei, îmi dai și mie ceafă cu cartofi și cu de-asta de murături. Păi nici ăla la cârciumă nu vine și zice, eu nu-și mâncă fasole, că ne fume ușor, o avem făcută. Eu mai spun pacienților care vin și fac această cerere, noi nu suntem la prozar. Da, da, noi aici nu se vinde ceva, știi? Adică faptul că plătesc niște contribuții nu înseamnă că ești la dispoziția mea și că, bun, și totuși... E în concediu și nu lasă pe nimeni în locul lui. Nu poate să-ți dea o rețetă. Nu poate să-ți dea o trimitere. Ai nevoie. Nu mai vorbim de urgență, că alea n-ajung la ei, că te duci direct unde trebuie sau ești dus.
e acasă și pur și simplu e vineri ora 22 și el mai vine la cabinet luni. Înainte ca noastră să-mi răspundeți dacă e corect sau nu, ci că un doctor se pregătea să facă ziua copilului, acum e bancul ăla consultiv. Și când se trezește dimineața, apa până la brum, toată casa, subsolul inundat, totul distrus, totul, sună pe instalator, domnule, te rog din ziua, domnule, doctor, ce facem, domnule, sâmbătă, șef, să vin, cum să vin sâmbătă dimineața, da, și eu am o aniversare, și domnule, te rog, vin copiii, colegii lui fiul meu, și ei mi s-ar distra, să nu știu ce, ce, stai în statul, bine, domnule, hai că vin. Vine instalatorul fără nicio trusă de scule și de ce să se întoarce, bine că ai venit, ce, unde e subsolul, ce instalatorul aici, da. Băgă mâna în buzunar, scoasă două aspirine, le aruncă în apă, zice, dacă nu scade până luni, mă sunați. Da. Cum e corect? Bătaia este destul de lungă. Rău de tot. Rău de tot. Ar okay. fi bine să fie bancă. Haideți să o luăm un pic metodic acum. Ați spus problema și anume a faptului că un pacient vine să ceară un bilet de trimitere. Asta e cea mai mare eroare. Cea mai mare eroare din partea pacientului. Pentru că la medicul de familie nu mergi ca să ceri un consult. Te duci la să ceri o părere. Da, și ok, în cadrul discuției pe care o porți cu medicul de familie, ce ziceți? N-ar fi potrivit ca să fac și un consult chirurgical dacă tot ziceți că am o hernie? Bine, ideal ar fi să vină dinspre medic. Sigur că da. Deci, medicul de familie în România în acest moment este construit pe sistemele vest-europene, în special sistemul german, dar care este aplicat și în Olanda, respectiv în Marea Britanie, în care medicul de familie are un rol foarte important, acela de gatekeeper. Poate vă spun, da? Acela care ține cheile de la poartă. Un cerberaș așa, adică nu te lasă nici să treci. Nici de ce se întâmplă treaba asta? Pentru că dacă... Vă vreau să mă ce ar fi dacă ar fi după noi, sunt spitalele pline. Vă duce direct în spital și chirurgul n-ar mai opera, ar trebui să consulte fiecare durere abdominală și așa mai departe. Ideea este că medicul de familie are acest rol special ca pacientul să nu suferă. Tocmai. Este culmea, vedeți? Gândiți-vă că în momentul în care eu tratez pacientul respectiv într-un cabinet de medicină de familie, pentru că situația respectivă nu necesită neapărat o intervenție chirurgicală. Mai injecție la săptămână, la trei. În acel moment, pentru pacient, este un confort. Apare un confort. Confort de spitale, stai până acolo, deci, internet, despre asta vorbim practic. Și psihic e mai... Mai mult decât atât, în momentul în care eu ca medic de familie, da, decid. Iarăși un exemplu. Astăzi am văzut când a plecat un pacient care s-a externat ieri din spital după o intervenție chirurgicală. Dar cum s-au desfășurat lucrurile? Vine la un moment dat dimineața, pentru că s-a introdus acest ordin, soția pacientului, domnul doctor, vreau să-mi scrie și mi-o rețetă pentru antibiotică, nu-mi dă la farmacie. Păi de ce? Păi a fost soțul meu acum 3 zile, o săptămână, la un medic, i-a prescris o rețetă cu antibiotic și acum nu pot să mă dă la farmacie. Dar ce are? Păi nu doare toată burta. Zic, nu, vin o să-l văd eu neapărat. În momentul în care l-am văzut, a avut o ezitare destul de, mai vin cu el până aici să-l mai vedeți în asta, zic, da, trebuie neapărat să-l văd, nu pot să scriu rețeta asta așa. A venit cu dumnealui, l-am consultat, era în problema cu chirurgicală. Adică acolo necesitam intervenție chirurgicală. Ce mi-a plăcut foarte mult la momentul respectiv a fost reacția pe care a avut-o pacientul, pentru că de obicei în momentul în care îi spui unui pacient că trebuie să meargă la urgență sau la spital și e posibil să fie o intervenție chirurgicală, în acel moment intră în panică. Pacientul meu în momentul... Nu ne ducem toată ziua. Exact. În momentul respectiv pacientul meu mi-a răspuns într-un mod foarte așa. Știu că dumneata știi ce vorbești, am încredere în ce spui, merg la spital. Deci credeți-mă că am trecut prin asta Liviu Vasile, doctorul... Chirurgul. Da. Acum, da. Pe baza unei apropiere așa, m-a tăiat și pe mine, și pe stânga și pe dreapta, de hernie inghinală, că eu știți că ele recidivează, colagen din naștere și așa mai departe. Toată lumea mi-a zis, bă, ce nu ți-e frică, mă, că te duci la spital? Dom'le, am mai spus și o să o spun până noi. Mi-e frică, mor, dar n-am ce faci. De ce să-mi fie frică de un loc unde... Adică eu mă duc să-mi fac un bine. Exact. Deci cum te duce la o nuntă și îți imaginezi că trebuie să te ceri cu toți. Înainte de a veni la emisiunea dumneavoastră, am trecut pe acasă pe la pacientul respectiv pentru că el s-a extras din spital. Cel mai mare mulțumire au fost, domnul, mulțumesc că nu mi-ai dat tratamentul cum ți-am cerut eu și că m-ai trimis la spital. Da. Pentru că omul a înțeles.
Șmecherea oricum e calea mai ușoară. Absolut. Pentru noi, că până la urmă este sănătos. Știți, despre asta eu sunt la bolnav. Vorbim că medicul de familie este, să zicem, omul de știință și credeți-mă că nu exagerez absolut deloc. Clar, Doamne. Care are rostul să, zicem, să adapteze sau să amelioreze așteptările dumneavoastră în raport cu propria sănătate. Am plecat de la educație. Exact. Uitați-vă despre la asta români. Vorbim. Uitați-vă la români și pe asta am spus-o de i-am albit și pe copiii ăștia. Și atunci... Schimbă-mă și tu întrerupătorul ăla, mai chem pe... Exact. Exact, dar facem... în acest sens se poartă și cu doctorul. Ia mă și tu un piramidon. Eu le spun, bă, nu voi, în primul rând, nu voi faceți recomandări între voi. Ai văzut la telefon, toată lumea. Mă, cu ce? Pe tine te dorea o dată capul. Ia mă și tu... Nu știu ce, știi? Dar nimeni nu se gândește, bă, stai, eu nu știu ce are ăsta. Pentru că între, da, nici măcar între prieteni, nu te de stăini. Băi, am tensiunea 19 cu 806. Dacă iau nu știu ce, s-ar putea să-mi dea sânge. Ia, bă, că mie mi-a trecut. Și atunci mă întorc la afirmația pe care ați făcut-o. Medicul de familie are un rol, să zicem, nu neapărat să vă facă rău cu forța. Sau bine cu forța. Să zicem în felul acesta. În alegerea ta, până sigur că da. De fiecare dată acolo cu tatăl meu și nu lii. De fiecare dată pacientul este cel care decide ce a de făcut fără discuție. Problema o constituie că pacientul trebuie să facă să fie conștient de, și asta este cea mai dificilă sarcină pe care are orice medic de familie, să pacientul să conștientizeze că asta este calea cea mai bună. Sigur că în acest moment noi folosim diverse instrumente. De exemplu, am avut un pacient care mi-a venit cu o secțiune la nivelul pumnului. A dat cu pumnul tot albă, tablă, din, mă rog, diverse motive. Era o arteră care țâșnea, o arteră interfalangeană, nu foarte importantă, țâșnea. În momentul în care a trebuit să fac hemostază, în acel moment, vocea mea n-a fost una blândă. Știi, te rog frumos, lasă-mă să te pansez, lasă-mă să... Dacă... Stai acolo! Trebuie să stai acolo. Deci, pur și simplu, el era foarte agitat. Nu, că mă doare, că nu știu ce. Sigur, aveți și momente când nu aveți vocea blândă? Da. Asta deci, în acele momente trebuie să fii ferm. Trebuie să fii cât se poate de ferm, pentru că fermitatea ta este cea care ajută pacientul. Era vorba de o urgență cu risc vital. Pe lângă asta, ar trebui să-ți dea și siguranță. Adică absolut, e cineva care este stăpân pe el. Care, nu exact, mă pune la punct pentru că nu se pricepe. Contează foarte mult acele ordine, că atunci sunt ordine. Da, clar. În caz de urgență, nu mai discutăm da, despre că e albă, că este neagră și hai să facem teoria chibritului. Acolo trebuie să acționezi, să pui degetul unde trebuie, să pui pensa care trebuie și să administrezi pacientul ce trebuie. Știți ce e senzațional? Că oamenii vin panicați după ce li se întâmplă un accident, vin imediat, intră pe ușă, domnule, rezolvați-mă și pe mine. Și pe urmă încep, bă, da, o fi bine. Băi, cum știuși să pleci spre doctor, spre medic, în viteza aia și conștient că trebuie să exact te duci acolo, pe urmă, de ce nu mai ești la fel de conștient că omul a face că trebuie exact să faci, ce trebuie exact să facă? Bun, acum, ideea este că așa suntem noi oamenii. Da. Și așa sunt pacienții. Că discutați acum... Da, în calitatea mea de pacient. Am plecat... Asta am vorbit-o de când am intrat în acest exact, în această... Exact. Nu sunteți medic, eu sunt pacient. Vorbim despre drepturi, vorbim despre obligații. Acum, eu nu traduc obligațiile, sau obligația mea medicului este să-și adapteze discursul la da situația. Fiecare situație în parte. Cu orice medic de familie ar, să-i vină, ar vrea să-i vină în cabinet numai intelectual rafinat cu care să se înțeleagă în 30 de secunde. Domnul Rafinat, în sănătate, numai bine, tot respectul. Să știți că omul cu carte, da, știți? Da, 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 pentru că ăia fără carte au respect, băi, medic, bă, nu ai cum să știe ce vorbește omul ăla. Uneori e mai simplu cu cei fără carte, pentru că, într-adevăr, e vorba de încredere. Și aici am atins un subiect care e foarte important și pe care vreau să-l înțelegem. Încrederea este baza. Fără încredere în cine? În medic, în sine? Reciprocă. O să-mi spune, da, o să-mi spune reciprocă și în reciprocitate și că e foarte important să ai încredere în tine și în procesul vindecării care, să fii înțeles că depinde și de starea ta, absolut, de optimism și de modul în care vezi lucrurile și mă întorc tot un pic la educație. Bă, stai așa că nu îți duci cu cioganul peste degete, nu te suspecta că mori. Ai niște fracturi și sunt groaznic de dureroase. Știi cum zicea tatăl meu? E smațele. Da, ție-ți mațele pe acolo, da, mulțumesc la fel. Așa zice, Doamne, tu ce într-o legat cu da ceva, nu știu, cu brâu, cu ăștia. Nu ești chiar în situația lui Toma Limoș la fiecare... Așa lui este. Din păcate, aura pe care o îmbracă simptomatologia contează foarte mult de baza pe care o ai și nu neapărat de educație. Contează foarte mult, după cum spuneam, și partea genetică cu care te naști. Că dacă ești un pic mai sperios între ghilimele, așa vei rămâne toată viața, chiar dacă te duci tu. Nu, clar.
Și la fel există, să zicem, anumite elemente pe care le avem în vedere atunci când discutăm cu pacienții vis-a-vis de realismul sau cât de realiste sunt indicațiile pe care le dai. Pentru că degeaba vă dau eu un tratament și în care vă spun, domne, trebuie să cumperi medicamentele astea, că sunt cele mai bune pentru matale, dacă tu nu ai bani să le cumperi. Da, da, da. E bine, această adaptare pe care trebuie să o faci la fiecare pacient în parte, și vedeți cât de multe probleme sunt. Sunt probleme de surginte economică, sunt probleme de surginte, să zicem, psihologică, adică profilurile pe care... Asta acum, că și medicul trebuie să aibă trebuie să fie un fiind psiholog totuși. Absolut. Să vadă exact cine stă în fața lui, pe lângă faptul că asupra asta că își permite, nu își permite, că te împrumuți, că zici că vrei să fii sănătos. Mm. Nu știi ce... Când nu trebuie ce, să cumpere de viața... Unde, da, da. Nu știi ce tip stă în fața ta și ce reacție are față de sine. De aceea cultura medicului de familie este foarte importantă, da. Pentru că medicul de familie are, să zicem, noi în specialitatea medicină de familie spunem că există o funcție fundamentală, continuitatea acordării serviciilor medicale. Ce înseamnă asta? Da. Continuitate înseamnă nu neapărat la ce vă gândeați noastră, să te scoale pacientul la ora 11 noaptea, vineri noaptea. Nu, să te am sub observație. Dar continuitate înseamnă să știu că începând de la vârsta de 20 de ani am avut un test Pepe și Papa Nicolau care a fost modificat. Hai să vedem cum îl vom avea peste 5 ani, cum va fi peste 10 ani, ce am făcut între timp, am administrat sau n-am administrat. Asta mai e cuplând cu educația sexuală în școli, că bună ar fi și că părinții au refuzat, au înțeles total invers, ca de obicei. Eu am zis la mine la Sadova, pentru că locul meu de muncă este în localitatea Sadova, că am un mare avantaj. Știți care este acela? Faptul că am acces la școală. În momentul în care îmi trimit asistenție medical comunitară sau mă duc chiar eu în școală și le explic copiilor despre măsuri de prevenție, despre ce important este vaccinarea sau diverse alte, cum să spui prezervativul, este da, cât se poate de... Da. Sunt momente în care, dacă le explici corect, ăla acolo rămân. Rămân sădite în valorile cu care va pleca în viață. Care asimilez, că nimeni nu se orientează exact. Să-ți facă educație la vârsta și atunci aia. Este mult mai simplu când voi ajunge ca eleva care a fost, pe care am avut atunci și care știe din perioada de școală că astea sunt valorile. Nu știu dacă e cuvântul potrivit, dar este cum... Este expusă precoce. Da. Exact. Ești expus precoce la informații. În acest sens, mai avem 10 minute. Știu. Știți cum ziceam? Cei 7 ani de acasă, dar de fapt ei sunt mai mulți. Sunt cei 7 ani de acasă plus cei încă 14 ani care îi duci la școală și așa mai departe. Tata, pe acolo țieți marțele. Mama stătea la capul lui tata și tata trăgea să moară și îl întreabă. Relu, ți-e frică de moarte? Și el se întoarce așa. Era și paralizat de un an și fără picioare și cu de toate. Și se întoarce și zice, păi dacă n-am mai trecut niciodată prin asta, sigur că mi-e un pic, nu știu cum e. Da. Vedeți, acum am râs, dar... Da. Vedeți, în toată discuția pe care o portăm acum, în momentul în care ajungem la anumite fapte, medicul de familie se gândește la câteva exemple. Ok, iar pacienții care ne ascultă ar trebui să se gândească și la faptul că nici eu la rândul meu, când eu sunt total nepriceput, dar nu spun, să nu înțeleagă nimeni că e golăneala aia românească, știi, și bă, tata a fost un mare șmecher, nu s-a temut de moarte. Nu, tata, dacă avea un dram de minte, categoric, dacă avea un dram de minte, nu rămânea fără picioare la 55 de ani, fără unul dintre picioare, după care nu rămânea și fără celălalt pe parcursul celor 5 ani când a mai supraviețuit, lăsa fumatul. Deci, sunt, percepția e că, știți cum e, și vă spun ce îmi spunea. Decât 100 de ani muscă, mai bine un an vultur. Ok, cei din jur. Știți cât de mult adevăr este în, ceea ce, okay. În această afirmație? Dar de ce nu faci cu tratament? Ideea este că, la un moment dat, ok, îți dorești să fii un an vultur decât 100 de ani muscă, dar tu poți să fii nu un an vultur, poți să fii 10 ani vultur, poți să fii 15 ani vultur. Și așa mai departe. De ce doar un an? De ce te limitezi doar la un an vultur? Asta se face, de fapt, asta setează creierul. Exact. Și uneori am avut iarăși un alt exemplu în care o pacientă cu ciroză hepatică decompensată, cu etiologie virală, dar care ea avea un șpriț pe care trebuia să la masă de prânz. Cutitul de permanență. Cutitul de permanență. Ah, acolo e problema. Ei bine, să știți că n-am reușit niciodată ca să o conving că nu poate să mai folosească șprițul. Și asta uneori te doare.
am avut o familie acum. Deci cum să vă spun, un pacient pe care l-am pierdut săptămâna trecută, da, la o vârstă de 50 ceva de ani, după ce fratele decedase pe o pancreată acută alcoolică și el, în momentul în care fratele era internat în Germania, pentru că acolo a făcut evenimentul acut, a venit la mine și l-am găsit cu ciroză hepatică. Deci, iată, sunt elemente... De la educație ne întoarcem, pentru că vedeți dumneavoastră, când i-ați văzut pe ea la țară, când se întâlnesc pe drum, bă, ce a murit ale cu tare. Ce, mă? Te-a păcut să ne avea 50? Bă, ce dracu, bă, că săptămâna trecută m-am întâlnit cu el? El, da, exact. Era gras, roșu la față, în obraj, bă, era sănătos. Bă, mâncava șochi, dar nu v-a spus până că dacă e gras și roșu la față. E ceva, este un colesterol, ceva o tensiune, o ceva, nu e în regulă cu el. Asta e moartea românilor. Bă, bebă un par de vin să fii bine. Bă, vedeți, de-a lungul timpului am avut diverse valori în ceea ce privește, sau diverse ținte în ceea ce privește starea de sănătate. De exemplu, străbunica mea, care m-a crescut pe mine, spunea că trebuie să fii gras și frumos. Da, da, asta când e ești slab, ceva ai e ceva în regulă. Da, ai ceva. De unde venea această percepție? Când erai slab, aveai tuberculoză. Da, chiar, corect. Da? Da. Era o boală care făcea ravagii în perioada anului 1900 și mai ales în perioada interbelică. În momentul în care vedeai pe cineva că este slab și chiar dacă era înalt și așa mai departe, te gândeai că poate să aibă tuberculoză. Imaginați-vă, apropo de educație, eu auzeam în casă chestia asta, știi, de la ei mei. Bă, pune mâna, mâncă, să fii tu mai rotund, așa că dacă dă vreo boală peste tine, să ai de unde să... Ei, acum știm că, după aia, știi că nu știm că nu e bine nici să ai tuberculoză. Sigur că nu mai avem incidența tuberculozei pe care o aveam pe vremea aceea, dar este unde s-au dus, dar există, mai există. Încă România este... Mai undeva, că iată, se absolut mai aduce. Însă, această, să zicem, mutare a centrului în partea cealaltă, cum spuneam, consumerismul pe care l-am definit la un moment dat și care este destul de dificil oferta, de ținut. Nu te obligă nimeni să iei. Da, așa este. Dar oferta se bazează pe niște nevoi primare pe care le avem fiecare dintre noi. Și dar nu cred că se referă la chipsuri și nici la cola. În momentul în care reclama este permisă și îți pune în poarta școlii magazinul care are în raft direct chipsul, copilul ce să vadă acolo? Să vadă cumva laptele care este în frigider? Noroc cu cartofii prăjiți. Noroc cu cartofii prăjiți, de la exact. Moluri. Da. Și cu tot ce despre, ai prăjit. Că nu despre, știi nimeni nici aia să nu mănânci. Despre asta vorbim, despre... Postul e bun sau nu? Da. Este... Ar vrei să fie obligatoriu? Nu. Nu. Pentru că ca orice bun, lucru care e bun, nu trebuie să fie obligatoriu. Da, una pe deci asta, spun, după ce devine întotdeauna avem excepții. Rutină, numai... Sigur că această variație în consum, în care pentru o perioadă de timp îndepărtezi, să zicem, carnea, care este strâns legată de apariția diverselor alte afecțiuni, în acel moment reușești să împingi un pic mai mult momentul acela, final. Însă, în momentul în care tu ai o boală cronică și când ținutul postului se duce într-o zonă paroxistică. A, nu. Cu dezvoltarea a altui patologii. Da. Știți câte dispepsii, câte situații de ulcer gastric, poate chiar ulcer gastric în criză sau ulcer gastric hemoragic avem în post? Clar. Nu vreau să fac... Am spus că în principiu postul este bun, dar trebuie ca fiecare dintre situații să fie adaptate pentru fiecare pacient. Tot trebuie la medic înainte. Exact. Există o... Nu o limită, o limită de vârstă, nu, că nu te împiedică nimeni la nicio vârstă să fii cu minte sau rațional sau deștept, nu, e deschis pentru toți. Eu mă apropii de 60 de ani, da? Mulțumesc. Dar am făcut numai prostii toată viața. Dacă mă opresc acum, cât ia la organismului meu să-și facă o curățare de asta? Depinde. Păi nici prostii mari așa n-am făcut, nu mai eram acei, nu? Depinde. De ce spun depinde? Acest cuvânt depinde l-am învățat în anul întâi la facultate, să știți. Și ăsta funcționează la toate cazurile. Doamne, mă fac bine. Eu știu. Aveam domnul profesor Drăgoi care, când punea o întrebare, cuvântul magic, spune depinde. Pentru că fiecare există un răspuns. Și acum să mă tot de ce depinde. Dacă, de exemplu, sunteți un fumător, să înțelegem prin fumat prostia de care faceați dumneavoastră referință, este estimat că organismul îi trebuie aproximativ 20 de ani ca să ajungă la statusul de dinainte de a fi fumător. Însă, cel mai important lucru este care sunt, să zicem, modificările irreversibile care s-au produs până la vârsta de 60 de ani datorită fumatului. Pentru că este imposibil ca după 40 de ani de fumat, presupunând că v-ați apucat la 20... La 16.
chiar și mai mult, și a sumat cel puțin un pachet pe zi, da. Este foarte puțin probabil ca la nivelul alveolor pulmonare să discutăm de aceeași integritate pe care are un pacient care n-a fumat niciodată. Adică nu sunt ca la 20 de ani așa, nu mai puteți fi, exact. Deci nu ne mai putem întoarce la vârsta de 20 de ani. Dar da, putem, măcar la un 40 așa. Dar putem să oprim evoluția către ceva nedorit. De exemplu, boala pulmonară obstructivă cronică, care se întâmplă foarte frecvent la pacienții fumători și care ajung unii dintre ei ca să folosească după aceea aparatul de oxigen. Este o imagine pe care, într-un fel sau altul, aș zice... Ce tehnică! Vedeți cum zâmbiți! Am pus apocalipsa undeva acolo în față. Da, 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 e ca pe pachetele de țigări cu gâturile sfârșiate de pisici, cred că... Dar, din păcate, este realitatea. Da, nu ai. Despre asta vorbim. Nu suntem aici, că nu... Dacă ne referim acum, de exemplu, la întreruperea consumului de alcool. Păi, întreruperea consumului de alcool, vedeți, mai ales alcoolul are un mare păcat. Și asta o vedem, în special, medicinul de familie. De ce? Pentru că în facultate ești obișnuit că consumul de alcool este dăunător oricărei funcții a organismului. Dar îmi vine un pacient care mi-aduce un studiu publicat în nu știu care revistă și spune, domnule, n-ai văzut că un pahar de vin pe zi face bine și previne apariția infarctului? Eu nu cred povestea asta, nu știu. Eu nu cred foarte multe, după cum și cred foarte multe tâmpenii, dar pe asta chiar nu cred, nu știu. E bine să știți că există. Există studii în care ne spun că rolul de antiagregant plachetar, okay, dar pe care îl joacă... Eu pe asta merg mereu. Nu aici, e valabil la toată lumea. Eu am să vă spun că nu este valabil pentru dumneavoastră în integralitate. Pentru că ceea ce este bun ca să previe apariția unui infarct miocardic este foarte dăunător în ceea ce privește funcția hepatică sau funcția cerebrală. Da. De asta vă spun. Da, corect. De asta vedeți, în medicină nu există elemente, să le spunem, care au rol de lege. Întotdeauna există nuanțe. Și de asta am spus depinde. Depinde despre ce vorbim. Alcoolul despre care, la care ne referim acum. A, da, pacientul să spună, domnule, un pahar de vin pe zi și bunica așa trăi 90 de ani. Excelent. Bine, dar mai face și alte... Dar pe lângă alcoolul respectiv, bunica nu face avea mișcare, multe mulți alți factori de risc pe care îi aveți dumneavoastră în acest moment. Absolut. La orice, mișcarea, absolut. Bine, nu dacă ești praf cu ficatul, că oricum nu te faci. Mișcarea este esențială pentru orice vârstă, pentru orice persoană, pentru orice vârstă. Se consideră că cel puțin o oră de exerciții fizice, gen mers pe jos pe zi, face minuni. De asemenea, activitatea în grădină, grădinăritul și așa mai departe sunt la fel de importante și la fel de importante să mă știți că mai există încă o noțiune de a-ți păstra mintea întreagă. E vorba de activități sociale. Da. Eu vă spun și eu, aceste vă spun fără nicio rușine, de fiecare dată când mă trezesc dimineața, îmi fac cruce, mă întorc față și zic, Doamne, primul rând lasă lucrurile așa cum sunt acum, chiar dacă sunt rele, că există și variante mai nereușite. Și le spun și alor mei cu toate împrejurile, vă rugați-vă la Dumnezeu să ne ținem mințile. Că știți că e o replică celebră care spune că Dumnezeu când vrea să pierdă pe cineva, mai întâi ia mințile. Și toată lumea înțelege, nu, Doamne, când îți ia mințile, te duci la medicul Gidrovel Dumitra și spune așa. Nu, și nu ești dată o pastiluță de asta pe săptămână. Pleci acasă. Important este ca, vedeți, în cultura populară am observat așa, nu neapărat în cultură, ci în comportamentul popular, că în momentul în care ai un membru al familiei care are mințile întregi, familia face efortul supraomenești. Dar în momentul în care omul respectiv dezvoltă un anumit nivel de demență, da, nu te în acel moment familia... Nu neapărat, nu că își dorește, dar pur și simplu... Nu are ce să facă, efectiv. Ridică piciorul de pe accelerație și consideră că, în final, pierderea vieții ca fiind un element izbăvitor. Pentru ambele părți. Că știi, că toată lumea, am văzut cum zice toată lumea, omul a scăpat și a săraca, ne-a liniștit și noi. Ia cât de important este, cum spuneați, menținerea unei minți luminate și întregi. Noi spunem că spun pacientului, nu vreau să, vreau să trăiești mult, dar vreau să ajungi la senectute, nu la senilitate. Da. Și este foarte importantă această nuanță, pentru că am pacienți, credeți-mă, care au 90 de ani, dar cu minte brici. Păi, e o plăcere să stai de vorbă cu ei. Cum e pentru întregul organism. Exact. Așa cum am pacienți care au 40 de ani și care realmente e dificil de înțeles sau de purtat o discuție în ceea ce privește beneficiul individual. Circularitate. Deci tot la educație ne întoarcem.
Și la capacitatea de a o accepta, și la capacitatea de a o recepta. Dacă ești educat, nu să nu primești informații noi și să nu le asimilezi și să nu le interpretezi pozitiv, să măcar să extragi din ele ce e în folosul tău. Educația, după cum spuneam, nu este un lucru abstract. Este un lucru cât se poate de, nu confuz, este un lucru cât se poate de vast, care are atât de multe semnificații și mai ales atât de multe fațete, încât este foarte bine să ne raportăm la educație ca la un must to do atât cât poți. Păi, adică să faci clasică, maxim. E imposibil să nu fie auzit la domnule, unei multă minte și multă prostie. Păi nu, ori e, ori nu e, să fim serios, nu poate să fie prostie. Așa este. Fiecare dintre noi, să zicem, prostia de care, pe care dumneavoastră o considerați ca fiind prostie, eu pot considera un hobby. Categoric. Categoric. Nu, lucrurile sunt foarte diferite. Știți că de-aia se zice mereu și eu revin și asupra acestei chestii. Dom'le, dacă sunt 8 miliarde de oameni atât de diferiți, ce șansă ai să-ți găsești jumătatea? Știți? Imposibil. Poate să fie undeva în celălalt capăt al pământului. Mulțumesc, Gentovel Dumitra, despre medicii de familie și este începutul unui proiect care se numește Povestea lui Halat Alb. Mulțumesc mult! Cu mare drag și oricând!